Matei, capitolul 3, acolo unde evanghelistul acesta pe care l-a chemat Matei, scrie inspirat de Duhul Sfânt, mesajul acesta revelat de Dumnezeu, descoperit de Dumnezeu cu privire la felul, la maniera în care s-a botezat Iisus Hristos. Fiind în fața dumneavoastră și în mijlocul acestei sărbători, înțeleg faptul că am misiunea să spun ceva din partea lui Dumnezeu, din partea cărții lui Dumnezeu. Așa că o să spun o predică în legătură cu evenimentul botezului în apă. Botezul de atunci, un eveniment istoric, și botezul de astăzi, un eveniment prezent. Cartea aceasta este în întregime o carte care conține descoperiri pe care Dumnezeu le-a dat unor bărbați, vreo 40 la număr, într-o perioadă lungă de 1500 de ani. Dumneavoastră, indiferent dacă sunteți oameni de carte sau nu, intelectual sau oameni cu o pregătire intelectuală medie, trebuie să acceptați faptul că nu există nicio carte pe fața Pământului care s-a scris într-o perioadă de 1500 de ani. Cine trăiește 1500 de ani ca să scrie o carte? Cartea aceasta are 40 de scriitori. Și ei au trăit în epoci diferite. Cei mai mulți dintre ei nu s-au cunoscut unul cu altul. Ci fiecare dintre ei a scris o bucată din mesajul unitar al acestei cărți. Este incredibil ca într-o perioadă de 1500 de ani, 40 de oameni să participe în mod personal, fiecare în epoca lui, în timpul lui, în vremea lui, scriind o frântură din mesajul Bibliei și în final mesajul acesta să fie de-a dreptul unitar, ca și cum ar fi fost scris de un om într-o zi sau două. Mai mult de atât, nicio altă carte din lume nu are, nu a avut, are și va avea mai mulți dușmani decât are Biblia. Totuși, ei toți, în afară de cei care încă mai trăiesc, sunt în țărâna Pământului, iar Biblia continuă să fie acolo unde a fost, este și va rămâne, în mâinile și în inimile oamenilor. Pentru că ea este alinare pentru omul amărât, este vindecare pentru omul bolnav. Este mântuire pentru omul care se simte frustrat și vinovat de păcatele trecutului lui. Este companie pentru cel care este în vârstă, bolnav și singur. Pentru că această carte este o descoperire vizibilă a Dumnezeului atotputernic, care este invizibil. De aceea este bine să fim aici. Ieri am muncit, așa o să facem și mâine. Și dacă Dumnezeu ne va mai da zile, de când ne-am născut până astăzi, suntem împovărați de responsabilități. Mai întâi, responsabilități pe care mama le pune în spinarea noastră, să ne spălăm pe dinți, să ne facem patul, să ne curățăm camera. Apoi ne asumăm responsabilități personale, ne căsătorim, apar copiii și câtă muncă să-i crește. Să participăm la căsătoria lor, să-i ajutăm să aibă o casă, un rost, un viitor. Și apoi apare bătrânețea cu toate bucuriile și necazurile. Și încet, încet plecăm cum am venit, fără să ni se ceară mai. Între aceste două repere, maternitate și mormânt, perioada asta de timp sau mai scurtă sau mai lungă se numește viață. Viața mea, viața dumneavoastră. Viața asta este formată din zile, iar astăzi este una dintre ele. E o zi care n-a mai fost și nu va mai fi niciodată. Ziua asta e nouă scoasă din cutie. Și ne-a fost dată de Dumnezeu ca să facem ce vrem cu ea. Unii au ales-o să păcătuiască ca niște nebuni. Alții au ales-o să vină la biserică și să se închine lui Dumnezeu pentru ce le-a dat, pentru ce le-a făcut și pentru ce urmează să dea și să le facă. Dragii mei, fiind martori la cântările acestea care ne-au atins sufletul, chiar dacă am vrut să ne ascundem de influența lor, predicile care au fost rostite, poezii și tot felul de alte acțiuni care s-au întâmplat aici, ele toate au trecut prin emoțiile noastre. Ne-a atins inima și ne-au provocat. Așa cum se întâmplă întotdeauna, suntem datori cu o reacție. Care va fi aceasta? Când soția îmi spune te iubesc, e imposibil să tai gândul. În primul rând pentru că eu simt să reacționez, în al doilea rând, pentru că știu că ea așteaptă să reacționeze. Ea să-mi spună te iubesc și eu să nu-i spun nimic, asta înseamnă că ea mă iubește și eu nu iubesc. Adevărul nu este ăsta, altfel nu mă căsătoream cu ea.
ea așteaptă o reacție de la mine. Se uită la mine și așteaptă. Dumnezeu în această dimineață ne-a vorbit. În multe feluri, pentru că noi suntem de multe feluri. Și acum Dumnezeu așteaptă o reacție. Indiferența nu e o reacție înțeleaptă. Negarea, de asemenea. Care va fi reacția noastră? Dacă cineva ne dă un pahar cu apă, dacă ne oferă loc în autobuz, dacă ne deschide o ușă, dacă ne întreabă, te pot ajuta cu ceva, ne simțim îndatorați să-l privim cu admirație, să-i spunem mulțumesc și să încercăm un sentiment de recunoștință. Pentru simplu gest banal. Dumnezeu pe mine de 60 de ani mă suferă, mă acceptă, mă iartă, mă milește și mă mir ce motive a avut să facă lucrurile acestea. Și astăzi, ca și dumneavoastră, mă simt dator să reacționez la această imensitate de iertare, de iubire, de generozitate. Cum se va exprima reacția mea? Care va fi ideea ei centrală? Ce i-am spus și ce voi continua să-i spun lui Dumnezeu în rugăciunea mea, în cântările în care particip și eu, dacă nu cu vocea, că n-am o voce grozavă, atunci cu inima. Inima poate fi grozavă. Inima cântă frumos întotdeauna. Vocea nu. Stimații mei, știu, îmi asum, de fapt, să mă iertați că mai fac din când în când așa, fac cât pot de rar. Spuneam că înțeleg faptul că noi suntem aici o adunare destul de pestriță. În sensul că experiența noastră spirituală, vârsta noastră, experiența de viață, așteptările, cum ne simțim pe moment, este foarte diferit de la unul altul. Poate cineva trece printr-o criză în perioada asta, ci e cu sufletul amărât înaintea Domnului. Poate cineva experimentează un conflict în familie, o despărțire, o tragedie. Poate altcineva este bucuros și este satisfăcut de perioada asta. Însă Dumnezeu este în stare să ne citească pe toți într-o simplă fracțiune de secundă. De aceea mesajul acesta pe care îl rostesc, mă gândesc că va fi folosit de Dumnezeu care este înțelept, atot înțelept, să-l așeze într-un mod specific, particular, în fiecare inimă. Aș vrea înainte să încep predica propriu-zisă, încheiind rugăciunea asta care a fost un pic cam lunguță, să mai apreciez încă o dată echipa pastorală a Bisericii Bunloc pentru organizarea impecabilă, care este specifică Bisericii din Piatra Neamț. Îl cunosc pe pastorul dumneavoastră de foarte mulți ani. E unul dintre cei mai dinamici oameni pe care eu îi cunosc. Este destul de neconvențional. Pe el îi interesează oamenii, nu tradițiile acestora. Îl interesează nevoile lor, problemele lor, felul în care ar putea să-i ajute să adauge un pic de bucurie, de liniște sufletească și de confort sufletelor lor și caselor lor. Și fiecare dintre noi am privit cel puțin cum s-a comportat față de cele trei familii. Oamenii vin la biserică și pastorul le oficiază slujba. Trebuie să vă spun că n-a primit niciun ban pentru treaba. Pe deasupra le-a oferit cât un buchet de flori și a spus cuvinte foarte frumoase, asociate cu o lăcrimare pe care a încercat să o ascundă. Să nu vă supărați. Într-o lume de bandiți, de oameni compromiși care ne jefuiesc de bani, de emoții, de copii și de liniștea viitorului nostru, o astfel de atitudine nu poate să treacă neremarcată. Dumnezeu să facă să existe cât mai mulți astfel de oameni. Amin. Pentru că atunci când plecăm să avem un pic de liniște, fiindcă copiii și nepoții noștri vor avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți să revenim la pasaj. Pasajul citit din Scriptură. Întotdeauna când citim un pasaj din Scriptură, noi putem să-l abordăm cel puțin din două puncte de vedere. Primul punct de vedere este istoric. Nu uitați că ceea ce citim în Biblie s-a întâmplat cel mai devreme cu 2000 de ani în urmă. Dacă vorbim de începuturile Bibliei, cu 6000 de ani în urmă. Dacă vorbim de perioada lui Avram, cu 4000 de ani în urmă. Dacă vorbim de perioada lui David, Marele Rege, cu 3000 de ani în urmă. Dar cel mai nou eveniment din Biblie s-a întâmplat acum 2000 de ani.
Vreau să vă imaginați în urmă cu 2000 de ani cât de diferite era omenirea. Mentalitate, stil de viață, oportunități, modul în care munceau, trăiau, relaționau, se căsătoreau și mormântau morții. De aceea este nevoie să privim Biblia din perspectivă istorică și să lămurim mai întâi cum a fost atunci și acolo. Pentru ca mai apoi să spunem cum ar trebui să fie astăzi, aici și acum. Perspectiva istorică este prima manieră în care se poate aborda un text din Scriptură pentru viața personală sau pentru a fi împărtășit ascultătorilor care caută pe Domnul. A doua perspectivă este una teologică. Ea nu mai are legătură cu aspectul istoric. Când, unde, cu cine, cum, de ce, ci are legătură cu care este semnificația lucrurilor scrise în Biblie și întâmplate atunci și acolo. Ce ar trebui noi să înțelegem și să facem după ce plecăm de aici? Vreau să știți că oamenii care participă la o slujbă, indiferent de culoarea denominațională a bisericii, de obicei se încadrează în două posibile atitudini. Prima dintre ele. Totul începe și se termină aici. Pur și simplu totul începe și se termină aici. Când popa sau preotul sau pastorul spune amin, omul a încheiat aici, nu se simte dator să ia nimic, să mai facă nimic, pur și simplu le lasă aici și le ia înapoi încă o dată ca pe cizmele care le abandonăm primăvara și le luăm iarna la începutul iernii. Aceasta e o manieră de a veni la slujbă. A doua manieră de a veni la slujbă este diferită prin prezența reacției. Aici se întâmplă ceva, ți se comunică un mesaj. El vine de la oameni, dar el nu e al oamenilor. Păi nu eu am scris cartea asta. Eu sunt un muritor ca dumneavoastră. E nevoie aici de un om care să vorbească în limba română. Dar nu omul ăsta e Dumnezeu. El e împreună cu toți ceilalți un om. Dar atunci când particip la o astfel de slujbă, indiferent dacă slujba se termină la 11, la 12 sau la 1, când pleci de aici, slujba s-a terminat din punct de vedere oficial, formal, dar în sufletul tău ea continuă. Mâine te va însoți, când te trezești, ui cu dumneata la lucru. Marți la fel, miercuri la fel. Nu vrei să lași treaba asta acasă, că e una dintre puținele ancore loiale pe care te poți baza. Trăim într-o lume unde trădarea este obișnuită și fidelitatea este anormală. Când eram tânăr, aveam o părere bună despre mine, o părere bună despre mulțimea prietenilor mei. Aproape că astăzi nu mai am decât prieteni să-i număr pe degetele de o mână sau două. Revenind la pasajul acesta, aș vrea să spun, cred că, patru lucruri. Dacă nu cel puțin trei, dacă nu cel mult cinci. Primul dintre ele pe care vreau să-l spun este faptul că Iisus Hristos s-a botezat și le-a poruncit oamenilor să se boteze. Iisus a făcut multe lucruri, dar a făcut doar lucrurile care trebuie făcute. Printre lucrurile care trebuie făcute a fost botezul în apă. Iisus s-a botezat atunci când a avut ocazia să se boteze. Am să vă aduc aminte care este raportul Bibliei. El trăia în Galileea. Galileea este cam unde e Bucovina în România. Iudeea este cam unde este Giurgiu în România. Adică de la granița cu Ucraina la granița cu Bulgaria. Traversezi toată țara din nord până în sud. Hristos trăia undeva la granița cu Ucraina. Și Ioan boteza undeva la granița cu Bulgaria în sud. A plecat din nord, nu era tren, nu era avion și nu exista nici mașină, nici pe benzină, nici pe motorină. A venit pe jos, a venit cu o cămilă, a venit cu un măgar, a venit nu știu cu ce a venit, dar a venit. Pentru că acolo era Ioan Botezător. Și a făcut o astfel de călătorie, nu să viziteze Giurgiu, nu să cumpere ceva marfă, nu să bage benzină că e mai ieftină. S-a dus până acolo ca să se boteze. Lucrurile spirituale au fost atât de importante pentru el încât l-a mobilizat. S-a dus acolo doar ca să se boteze. Am să recitesc ce spune Biblia. Atunci, când atunci? Acum 2000 de ani. Dar când atunci? Atunci când Ioan s-a apucat să boteze în sud, în Iudeea. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
Ioan era acolo cu misiunea de a-i boteza pe oameni botezul pocăinței și oamenii veneau cu mulțimile la el. Printre ei a venit și Iisus. Nu uitați! Hristos nu a fost adus ca să fie botezat. El a venit ca să se boteze. Iateza nu-i pasivă, este activă. Când eu am fost copil, la o lună și jumătate, nașa mea m-a adus la biserică ca să fiu botezat. N-am nicio amintire, nu țin minte nimic, nu m-a întrebat nimeni nimic, iar dacă mă întreba, nu era stare să răspund. Puteam să-mi fac acolo orice. Absolut orice puteam să-mi facă, că eram inocent. Eram vulnerabil. Cu un copil de o lună jumate face orice. Și ce-i voie și ce nu-i voie. Un copil de o lună jumate nu poate să meargă la biserică, dar poate fi dus la biserică. Nu-i diateza activă, e pasivă. Un copil de o lună jumate poți să-l bagi în apă, dar el singur nu se poate băga. Pe un copil de o lună jumate nu poți să-l întrebi, iar dacă îl întrebi nu-ți va răspunde niciodată. De fapt, poate să-ți răspundă peste câțiva ani. E Hristos n-a fost dus la biserică ca să fie botezat. El s-a dus singur la vremea la care era conștient, responsabil și și-a dorit să se ducă pentru că a știut că Dumnezeu a poruncit oamenilor să se boteze. Hristos s-a botezat ca o reacție la porunca lui Dumnezeu. Și nu numai că s-a botezat personal, dar el a învățat tot timpul pe oameni să se boteze. De ce? Pentru că aceasta este o regulă. Stăm la culoarea roșie a semaforului pentru că este o regulă. De uneori ne mănâncă pielea când ne grăbim și parcă ține o oră culoarea roșie a semaforului. Dar stăm acolo pentru că este o regulă. Și onoarea noastră față de regulile sociale, că nu suntem niște teroriști, nu suntem talibani, deci noi oameni serioși, stăm acolo nu că n-avem treabă și mâncăm semințe la semafor. Stăm acolo să se facă verde odată. Respectăm regulile pentru că ni se pare normal să respectăm regulile. Avem minte, avem respect față de noi și față de alții. Ei, Hristos a făcut un lucru pentru că trebuie. Când un lucru trebuie făcut, nu mai are importanță dacă îți place sau nu. Câte lucruri n-ai suportat în viață, deși n-au fost făcute cum ți-ar fi plăcut, dar le-ai acceptat pentru că trebuie. Sunt multe lucruri în lumea asta pe care le accept, pentru că nu le pot schimba. Aștept o grămadă de timp în multele mele călătorii, trebuie să aștept în avion, în aeroport, trebuie să trec prin tot felul de formalități, unele sunt logice, altele n-au nicio regulă, te și mir de ce fac ăștia așa și nu altfel. Dar trebuie. De ce faci lucrul acesta? Pentru că este o regulă dintre regulile generației mele. Hristos s-a botezat pentru că trebuie. Hristos n-a fost un călcător de lege, a fost un împlinitor. Printre categoriile de oameni care vor merge în iad, vor fi și călcătorii de lege. Călcătorii de culoarea roșie a semaforului, călcătorul limitei de viteză, călcătorul depășirii pe linie continuă, călcătorul, și pot să dau exemple din circulație ca să înțelegeți că suntem amendați de polițiști dacă ne văd încălcând o lege. Iată, dar cu încălcătorii de lege sunt penalizați și în cer și pe pământ. Hristos n-a fost un încălcător de lege. Hristos are demnitate. Hristos înțelege că trebuie să se supună celui care e deasupra lui, iar deasupra noastră este Dumnezeu. Dacă noi suntem proprii noștri Dumnezeu, încă mai avem cel puțin o zi, dacă nu câțiva ani, să ne facem de cap și să facem ce vrem. Dar într-o zi, dreptatea lui Dumnezeu se va răzbuna pe călcările noastre de lege. Botezul este o acțiune conștientă. Botezul este o acțiune voluntară. Botezul este o acțiune personală. Sunt un om ocupat ca toți oamenii. Niciodată n-am găsit pe unul care să doarmă în locul meu. În ultimile nopți am dormit extrem de puțin. Așa s-a întâmplat. N-a fost o alegere. Am fost constrâns. Azi noapte am dormit 2 ore. Ieri noapte am dormit cred că 25 de minute. Nu spun asta ca pe niște merite. Nu-i deloc un merit ca să nu știi să-ți organizezi viața mai bine, să ajungi să dormi 25 de minute în loc de 8 ore, măcar 5-6. Ce vreau să spun este că suntem oameni ocupați. Însă, în ciuda faptului că suntem niște oameni ocupați, ne facem timp să trăim. Niciodată n-am putut să trimit pe cineva să doarmă în locul meu, să mănânce în locul meu sau să bea apă în locul meu.
Am băut apă sau mi-a fost sec? Am dormit sau am fost rupt de oboseală? Ei, botezul este un lucru pe care trebuie să-l faci dumneata în persoană. Dacă nu-l faci, Dumnezeu te așteaptă să-l faci. Dumnezeu se uită după dumneata așteptând să împlinești o poruncă. Știi de ce? Trebuie. Musulmanii nu-l împlinesc, ei au altă religie. Ateii nu-l împlinesc, pentru ei nu există Dumnezeu. Numai dacă nevasta se duce la spital sau un copil într-un accident, într-o nenorocire, atunci începe și el să se roage. Rugăciunea este un mod de a-L comercializa pe Dumnezeu, adică la nevoie Dumnezeu există, când îți merge bine nu mai există. Frații mei, surorile mele, doamnelor și domnilor, botezul este o acțiune personală. Nimeni nu se poate boteza în locul dumneavoastră. Este o acțiune conștientă. Nu o poți face când ești copil inconștient. Nu se pune. Și eu am fost botezat la o lună jumătate. Ăla n-a fost botez. Aia a fost o baie la care am fost expus. Aia a fost un ritual făcut de oameni. Nicăieri în cartea asta, un om nebun, adică un om debil, mental, și un copil care e inconștient, nu e făcut responsabil de Dumnezeu pentru faptele lui. Nici legea nu face responsabil pe un copil inconștient sau pe un debil mental. Pentru că nu au facultatea de discernământ. Nu te aștepți la un nebun să fie logic și normal. Nu te aștepți la un bebelaș. Unde-s bebelaș? Întrebați-i, domne, cum îi cheamă. Întrebați-i de adresă și o să vedeți ce vă răspund. Cum poate legea să facă responsabil un bebelaș? Nu e încă întreg, nu s-a copt, e verde. Dar ce face când se coace? Dumnezeu așteaptă. Pentru că e o datorie. După cum eu aștept de la copilul meu, la fiecare etapă de vârstă în procesul creșterii, să se comporte specific. Când eram mic, îi spuneam lui Carmen, soției mele, lasă-l, mă, e doar un copil. Dar copilul s-a făcut mare. Scuza asta nu mai pot invoca. Pentru că copilul este adult și are copii astăzi. Dacă face o prostie responsabilă, nu mai e un copil. Noi suntem oameni mari, noi nu mai suntem copii. De la noi, Dumnezeu așteaptă să reacționăm după dreptate și după adevăr. Pentru că într-o zi, autoritatea din cer și de pe pământ ne va întreba de ce am încălcat legea. Iar pentru călcătorii de lege există un singur loc veșnic după moarte. Iar locul acela noi îl numim iad. Dumnezeu nu este rău când trimite oamenii în iad. După cum judecătorul care ți-a furat mașina, care ți-a agresat pe cineva din familie, care a făcut un rău în societate, nu este rău dacă îl condamnă pe omul ăla. Nu-i rău. Altfel, ne-am dat capul unul la altul pe unde ne-am întâlnit. E nevoie de o dreptate socială care creează ordine și siguranță. Poți să mergi noaptea fluierând că nu ți-e frică. Treci dintr-o societate unde există protecție, unde protecția este promovată și este sprijinită de oamenii legii. Nu suntem aici pe câmp. Oameni dragi, ceea ce vă spun nu-i religie. Ceea ce vă spun este dreptatea celui care ne-a creat, care ne-a dat zile. Imaginați-vă o ață lungă pe care o înfășor pe degetul meu. O figură de stil întâlnim în Scriptură când spune viața mea este înfășurată pe degetul lui Dumnezeu. Zilele vieții mele sunt înfășurate pe degetul lui Dumnezeu. Într-o zi va trage de ața asta mai tare și se va rupe. Doctorii vor găsi un diagnostic care să scuze moartea mea. Și indiferent când moare omul, nu-i timpul potrivit. Pentru că omul nu a fost creat să moară. Noi n-ar fi trebuit să murim. Noi am inventat moartea prin faptul că am păcătuit și am încălcat consemnul cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut cu noi un legământ și ne-a spus că fidelitatea în raport cu El ne va ține într-o condiție de viață veșnică. Dar dacă vom fi infideli, vom păcătui și îl vom trăda, vom muri. Și omul a păcătuit asociindu-se cu diavolul pe care l-a ascultat, întorcându-i spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în fața lui un examen de ascultare. Și în grădina plină cu pomii a Edenului a spus, poți să mănânci din toți, dar la unul nu ai acces. Acest pom îl pun intenționat aici ca să încerce ascultarea ta. Când vei mânca din el, voi ști că m-ai trădat și nu m-ai ascultat. Și atunci moartea va veni peste tine. Dar atâta timp când nu te vei atinge de pom, voi ști că mă asculți și respecti cuvântul meu.
Într-o zi Eva a luat, a mâncat și a dat și bărbatul lui Adam. Și de atunci până astăzi, oamenii trăiesc izolați de Dumnezeu, departe de prezența Lui. Întrebăm în cancer și în necazurile vieții, unde e Dumnezeu? Este unde este, de când este? Unde suntem noi? Afară din grădină. Dar de ce ne-a dat afară din grădină? De ce ne-a deportat? Pentru că nu ne mai calificăm să stăm în prezența Lui. Reprezentăm un pericol pentru împărăția Lui Dumnezeu. Uitați-vă la viața de-a dreptul destrăbălată a generației noastre. Am ajuns să nu mai știm când un copil se naște, dacă e băiat sau fată. Deștepții lumii nu mai știu nici dacă un băiat, dacă un copil când se naște, dacă e băiat sau fată. Păi oameni dragi, întotdeauna când o femeie e însărcinată, după ce a născut, toată lumea pune următoarea întrebare. Ce e Domnule? E fată? Aleluia! E băiat? Tot aleluia! Toată lumea întreabă întrebarea asta. Ce e Domnule? E, de astăzi înainte vă spun, nu e Domnule nimic. Adică cum nu e nimic? Păi nu s-a născut, ba da, și? Și nu e nimic. Nu e băiat, nu, nici fată nu, dar ce e? Nimic. Bă, tu ești serios? E, asta e propunerea contemporană a deștepților vremii. Auzi tu că te naști și n-ai gen. Bă, dar tu nu vezi bine? Cum n-are Domnule gen? Dar ce trebuie? Cum să nu are? Nu te uiți la copil care are gen. Nu, Domnule, și la rege sigur că se face mare. Dar cât de mare se face? Zice așa, un an, doi, cinci, zece, până pe la 12. Dar dați-i, Domnule, și permis de conducere dacă e așa deștept. Lăsați-i, Domnule, și să se însoare dacă e așa de responsabil. El nu știe nici cum îl cheamă și știe lucruri științifice dacă e băiat sau fată. Păi dar nu e simplu când ne uităm la un om născut ce este? Dumneavoastră, nu vi se pare că trăim într-o lume, să nu spun nebună, că nu-i frumos să vorbesc în public așa, dar cum să spun? Învățați-mă dumneavoastră. Bunicul punea degetul, că nu știa să semneze sărat. Însă el știa bine că o femeie poate să nască ori un băiat, ori o fată. Deștepții de astăzi nu mai știu nici atât dacă e băiat sau fată. Asta e lumea în care trăim. Spune că trebuie să-i expună pe copiii noștri la educație sexuală. Da, Domnule, sunt de acord. Dar cam de la ce vârstă trebuie să-i expui pe copii la educație sexuală? Crezi dumneata că la 3 ani ar trebui să-l vezi pe copil asta? Poate el să gestioneze informațiile astea? Le poate el înțelege? Le poate el procesa? Le poate el gestiona? Dacă nu, de ce pui povara asta pe el? De ce nu îl înveți dar la mulțime la 2 luni? Înainte să-i dea dinții. Păi că nu-i capabil, simplu. Nu vreau să deviez, să plec de la subiect, nici nu vreau să îmi exprim aici amărăciunea care mă însoțește și pe mine și pe alții, datorită acestor ideologii care ne fericesc viața noastră, care ne împing în decizii limită, am vrut doar să spun următorul lucru. În Biblie există o normalitate absolută. Și în această stare de normalitate, Hristos, care este modelul nostru, care a venit la noi, luând trup, de aceea se numește S-a întrupat. E, El a făcut ce a trebuit ascultând de Tatăl. Orice persoană care vrea să asculte de Dumnezeu, trebuie să-și ceară iertare de la Dumnezeu de păcatele pe care le-a făcut, așa cum este demn. Dacă v-aș supăra pe unul dintre dumneavoastră, aș veni și v-aș spune, vă rog frumos să mă iertați. Nu știu de ce mi-a scăpat, dar mi-a scăpat, m-am supărat. Vă rog să mă iertați. Iar dumneavoastră acceptați că n-am ce să fac mai mult decât să-mi cer iertare. Și vei spune, bine, Domnule, te iert, dar fii mai atent. Da, mulțumesc de înțelegere. Și am plecat, cât de elegant se poate în condiția asta neplăcută. Ei, ce am făcut eu? Eu m-am căit de prostia care am făcut. De neatenția mea, de gestul meu care v-a produs supărare. M-am căit. Asta înseamnă pocăință, dragii. De ce în relația cu oamenii, cu mama, cu tata, cu cei cărora le greșesc, am mă pocăit de greșeala mea și am cer iertare, e demn, iar am mă pocăit în fața lui Dumnezeu, e o rușine și un stigma social? Vă rog frumos să-mi răspundeți. De ce? De ce să-mi repar relația cu oamenii spunând, iertați-mă, vă rog frumos, că am fost obraznic, neatent, v-am produs o nedreptate, o supărare, o ofensă? De ce asta este bine și îmi spuneți, bă, trăiți iar familia, bravo, maică, ta te-a învățat și să faci bine, nu numai prostii. Dar în raport cu Dumnezeu e greșit să mă pocăiesc și să-mi repar prostiile care le-am făcut în viață. Îngăduiți-mi să vă întreb ceva.
Câte păcate credeți dumneavoastră că face un om într-o zi? Sigur că nu face, oamenii păcătuiesc diferit de la unul la altul. Dar așa, haideți să dăm o medie minimă. Cam câte păcate credeți? Cine face o propunere? 10 de păcate. 10. Hai să fim un pic mai îngăduitori. E adevărat, eu cred asta, 10 de păcate, eu cred că unul face în fiecare zi 10 de păcate. Unele cu voia, altele fără voia. Dar hai să fim cât putem de îngăduitori. Veniți cu o altă propunere. Eu aș vrea să vă duc la numărul 3, de-aia vă tot... Ok, haideți să presupunem să fim cât se poate de înțelegători, pentru că niciunul nu e făcut din alua, toți suntem făcuți din aceeași frământătură. Să presupunem că face 3 păcate. Câte sunt într-un an? 1000. Eu am 60 de ani. 60.000 de păcate. Dumneavoastră, imaginați-vă că în Piatra Neamț există un om care se face vinovat de 60.000 de capete de acuzare. Acum, fiți dumneavoastră judecătorul și dați-i o pedeapsă de asta. Știți că în America se dă pedeapsă concretă, 500 de ani, 600 de ani, 700 de ani, nu trăiește nimeni să o împlinească. Da, să fie sănătos dacă nu trăiește, e treaba lui. Face câte poate și restul rămâne agățată. Și ce ar trebui să zică un judecător pentru mine, pentru 60.000 de păcate, cu minimul de 3 pe zi? Nici nu știu dacă există unul să facă doar 3 pe zi. Dragii mei, Iisus Hristos s-a botezat și a poruncit botezul, pentru că este o poruncă a Creatorului Universului. Iar răzvrătirea față de Dumnezeu este păcat. Iar păcatul îl duce pe om în iad. Informația aceasta este suficientă pentru ca fiecare om să se raporteze la Dumnezeu în baza adevărului. Al doilea lucru pe care îl întâlnim aici în Scriptură, cine se va hotărî să împlinească voia lui Dumnezeu în speță să se boteze, se va confrunta cu piedici. Propuneți să-ți manifesti iubirea față de soție mai mult, să fii mai atent, să-i mai duci niște flori, să nu te mai enervezi, să nu-i mai zici întotdeauna te legi de ea de toate lucrurile, că e multă, că e puțină sare, hai mai mănâncă și așa, fără să-i mai zici, mai dă-i și o pauză. Și o să vezi că ai foarte multe piedici. Dacă nu-ți propui să faci nimic bun, n-ai nicio piedică, ai așa vânt de la pupa, adică te împinge corabia. Dar cum vrei să faci un lucru bun, cum apar piedicile? De ce? Asta înseamnă că e cineva care îi deranja că vrem să facem bine. Am auzit că îl cheamă diavolul pe ăsta. Ei, uitați-vă, Iisus merge la Ioan Botezătorul, traversează toată țara, se duce până la el și îi spune, Ioane, vreau să mă botez. Și Ioan îi spune, nu te botez. Dar de ce, Ioane? Zice, pentru că tu ești cine ești. Eu aștept ca tu să mă botezi pe mine, că tu ești mai mare și mai valoros. Nu să te botez eu pe tine. Prima piedică. Ioan nu vrea să-l boteze. Când vei vrea să te botezi, sper să vrei într-o zi, o să vezi câte piedici ai. Din interiorul casei, din afara casei. Vei fi înconjurat de o grămadă de sfătuitori, de teologi, de doctori în teologie, care vor spune, bă, ce-i cu tine, bă, tăi? De te botezi. Nu te boteza, Domnule, rămâi așa cum ești, sub amenințarea mâniei lui Dumnezeu. Așa e normal, așa e bine. Ce viață, ce liniște sufletească are un om căutat de poliție de la mine? Imaginați-vă că cineva face o faptă foarte, foarte periculoasă, să zicem că omoară pe cineva și se ascunde și e căutat de poliție. Eu vă întreb, dacă cineva ia pulsul ăla, dimineața, seara, noaptea, ziua, cam cât credeți că are pulsul? Ce ziceți, are tensiune? Are poftă de mâncare, ia somnul. De ce? De ce e așa de agitat, Domnule? Ce ai, Domnule, de ești așa stresat? Cum poți să fii liniștit când Dumnezeu te-a dat în urmărire generală? Pentru că încalci regula Lui în fiecare zi. Și până n-ai știut, măcar n-ai știut, dar când știi, când este intenționat, nu mai există circumstanțe atenuante. Ioan Botezătorul a vrut să-l oprească spunându-i, te respect prea mult ca eu să te botez, eu sunt mai mic decât tine. De aceea botează-mă tu pe mine, că va fi o onoare pentru mine. Punctul de vedere al lui Ioan a fost unul uman. Motivul lui Iisus de a se boteza a fost unul Dumnezeu. Trebuie să împlinesc porunca lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun penultimul, principiile după care Iisus și-a condus viața au fost principii divine. Observați cum reacționează la intenția lui Ioan să-l oprească.
Hristos îi spune Ioane, trebuie să împlinim ce trebuie împlinit. Este datoria noastră de oameni să împlinim porunca lui Dumnezeu. Este o datorie și după ce am împlinit-o putem să stăm liniștiți. Înainte să o împlinim, Dumnezeu se uită la noi și așteaptă să facem voia sa. Ioane, trebuie să facem asta acum. Nu doar că trebuie, trebuie acum. Lăsați-mă să vă citesc. Încercați să... Poate puteți să puneți pe scrie versetul 15, Matei 3? Matei 3, Gurișe? Încercați să vă uitați pe scrie. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, nu mâine. Vă rog frumos să nu vă botezați mâine. Să vă botezați acum. Când un lucru trebuie făcut, trebuie făcut acum. Soția mea spune, te iubesc și eu îi spun, mă gândesc, mă, să-i zic și eu sau să nu-i zic? Las că nu-i zic. Las că-i zic mâine. Și ea săraca se uită la mine, se miră că nu i-am zis eu primul și acum se miră că nici măcar al doilea nu-i zic. Dar eu, mintea mea, mi-a făcut un plan. Să fie sănătos, să-i zic mâine. Mâine? Trec o secundă, două, zece, un minut și ea nu știe ce să creadă. Dar ce să creadă până mâine? Cred că fierbe. De ce mâine, dragul? Care e motivul? Dumneata numește ăsta respect? Ce ai zice despre mine dacă ai vedea-o pe Carmen când spune te iubesc și eu mă facă plouă? Mi-a zice, mă, Luigi, să fii tu sănătos cu predicile tale, că data viitoare când vei veni la Piatra Neamț să predici, mă voi duce la Suceava să vizitez centrul orașului. Dacă asta ți-e calitatea de viață și de bărbat și de soț, să zic că soția te iubește și tu te faci când plouă, atunci să mă lași în pace cu predicile tale. Ce bine știm să-i criticăm pe alții. Persoana de care nu îngăduim să se atingă nimeni, suntem noi înșine. De ce mâine? Cu ce drept? Cu ce autoritate? Cum nu există frică și rușine pentru Dumnezeu, care ne-a dat zilișoare, care ne-a purtat de grijă și ne-a binecuvântat? Mâine? Nu. Dumnezeu este o ființă față de care am prea mult respect, care mi-a făcut prea mult bine ca să mă port așa cu El. Dacă un lucru trebuie făcut, o să-l fac acum. Vă rog frumos să mă așteptați că am un pic de treabă. Și după ce fac asta, că mi-a 5 minute, mă întorc și o să continuăm. Iisus spune Ioane, acum. Acum. Observați cum a gândit Iisus. Noi cu cine ne asemănăm? Cine ne e modelul? Credeți că sunt subordona persoana și exemplu și învățătura lui Iisus Hristos? Ioan a acceptat că Dumnezeu are prioritate în viața lui și i-a dat lui Dumnezeu prioritate. Ioane, trebuie, dă-te la o parte. Te rog să mă botezi. Și doi, să nu mă amâni, eu pe mine mă botezi acum. De-aia am venit și o să mă botezi. Închei spunând al patrulea lucru. Dumnezeu Tatăl a validat botezul în apă pe care l-a făcut Iisus în ascultare de Dumnezeu. Știți cum l-a validat? Uitați ce spune Scriptura. Puteți să puneți versetul următor cu numărul 16? Mulțumesc. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și... Fiți aici. Și în clipa aceea s-au deschis cerurile. Știți cine le-a deschis? Dumnezeu care a fost onorat prin ascultarea Fiului Său. S-au deschis cerurile și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu care a coborât în imagine fizică de porumbel. Și, versetul 17, vă rog și am încheiat. Și din ceruri s-a auzit un glas care a zis, acesta e Fiul meu prea iubit în care îngăsesc plăcerea. Bucuria, confortul, satisfacția, pentru că atunci când spun un lucru, ca un copil ascultător, face. Poți să spui primul rând din poezia ta? Mulțumesc frumos! Dumnezeu vorbește, indiferent cum reacționăm noi. Pentru că El este creatorul și conducătorul Universului. Dar dacă noi nu ascultăm, Dumnezeu nu pierde nimic.
dar noi pierdem totul. Blaise Pascal a trăit în secolul 17. A fost unul dintre cei mai celebri matematicieni, filozofi și teologi. A fost un superdotat al timpului lui. La un moment dat în viața adultă s-a convertit. Dar s-a convertit nu la o religie. A avut o relație spirituală personală cu Iisus Hristos. A fost născut din nou. Oamenii din breasla lui l-au ironizat și au spus: un om de calitatea ta intelectuală se pocăiește? Dar încearcă să-i explici gestul tău. El i-a adunat pe toți și le-a spus: domnilor, noi ne cunoaștem de mulți ani. Ascultați argumentul meu. Dacă ce am ales eu să fac, ca fiind adevărul, nu este adevăr. Nu există Dumnezeu, e doar o imagine a omului. Nu există rai și iad, sunt niște povești înspăimântătoare. Eu nu am pierdut nimic. Convertirea pe care am acceptat-o m-a făcut un soț mai fidel, un cetățean mai cinstit, un om mai blând, mai cu minte, n-am pierdut nimic. Dar dacă aceste realități pe care voi le contestați există, voi ați pierdut totul. Gândiți-vă la argumentul acesta. Aveți dovezi că nu există Dumnezeu? Dacă da, atunci spuneți-le. L-ați căutat peste tot și nu l-ați întâlnit? Spunea Gagarin că a fost în cosmos și nu l-a văzut. Mă, bietul de Gagarin! Unde ai fost în cosmos? Să nu mai vorbim de faptul că jumătate din lume contestă chestia asta. Nu mă bag în lucrurile astea că nu mă pricep. Dar ce înseamnă cosmosul unde ai fost tu? Cât de mare este universul creat de Dumnezeu? L-ai căutat în toate galaxiile, pe toate planetele Gagarine și nu l-ai găsit? Era normal să spun așa, că era un sovietic comunist. Cum era să spun altfel? Închei în câteva clipe spunându-vă următorul lucru. Dumnezeu validează persoanele, confirmă persoanele care împlinesc voia sa. Le numesc fiul meu, declară, proclamă, îmi găsesc plăcerea în viața ta, în alegerile tale, în prioritățile tale, în deciziile tale. Viața ta mă onorează. Viața ta mă cinstește, mă slăvește. De aceea eu te voi binecuvânta, te voi onora cu prezența mea. Stimații mei, am rostit predica aceasta socotind că ar trebui amintită. Aveam niște argumente din niște cărți ortodoxe pe care să vi le citesc, dar este târziu. Erau niște argumente spuse de Vasile cel Mare, spre exemplu, și de alți câțiva părinți bisericești, care vorbeau la timpul în care ei au trăit la începutul erei creștine în primii sute de ani despre normalitatea botezului în apă ca un semn care confirmă sau contestă apartenența la creștinism prin prezența botezului în apă. Nu mai fac lucrul acesta pentru că eu sunt sigur că dumneavoastră știți mai mult sau mai puțin aceste lucruri și cred că a venit vremea să închei predica mea, dar înainte să spun amin, aș vrea încă o dată să vă privesc și să vă spun următorul lucru. Cea mai mare frică pe care noi o avem este că vom muri. Dumneavoastră s-ar putea să faceți pe viteji, că și eu fac, și să spun, toată lumea moare. Dar nu este adevărat. Când eu am avut 6 luni de viață, părinții mei au divorțat. Legea m-a dat în grija mamei, dar mama a plecat să se mărite. Și ea m-a lăsat la mama ei, care era o bătrână oarbă, care m-a crescut pe mine. N-am avut frați, n-am avut surori, am avut o copilărie foarte grea, dar greutatea copilăriei a devenit binecuvântarea mea, pentru că m-a expus să-mi port singur de grijă. Când m-am făcut un pic mai mare, o auzeam pe bunica mea rugându-se tot timpul. Era o femeie ortodoxă, credincioasă în felul ei, și se ruga: Doamne, ia-mă, ia-mă acasă, că nu mai pot să suport întunericul în care trăiesc. I-am legat o sfoară de la stâlpul casei până la stâlpul porții de la gard. Și mergea ca tramvaiul cu mâna pe sfoara aceea, ca să nu se piardă în curte. Și când a venit ziua să moară, am auzit-o făcând o rugăciune care m-a îngrozit. Doamne, mai lasă-mă să trăiesc. Mi-am dat seama atunci că oricât de grea ar fi viața, este mai frumoasă decât moartea. Omului îi este frică de moarte, deși toți vom trece prin experiența asta, cu experiența celor care vor fi răpiți în trup. Nu știm timpul când vom muri. Asta este imprevizibil. Dar știm că vom muri. Asta e previzibil. Vă întreb,
ne vom permite noi să amânăm lucrurile care rup relația cu Dumnezeu fără niciun motiv, doar pentru o amânare sau pentru o negare de care nu suntem încă convinși, va avea cineva puterea să plece de aici, înfruntând privirea lui Dumnezeu care îl urmărește, așteptându-se să reacționeze pozitiv și să se ducă unde? Unde mă voi duce să nu mai mă vadă Dumnezeu? Unde mă voi ascunde de El? Pentru că în fiecare secundă, de vreo 60-70 de ori, depinde de pulsul fiecăruia, inima omului îi întreabă pe Dumnezeu să mai bat și Dumnezeu spune binevoitor da. Într-o zi va spune nu. Atunci eu nu voi mai putea să fac nici binele, nici răul. Ce am făcut până atunci e bine făcut, iar ce n-am făcut este rău nefăcut. Nu vreau să devin foarte patetic, nici să pun presiune pe conștiința dumneavoastră, dar eu nu știu dacă mai am ocazia să mai vă văd vreodată. Și n-aș vrea ca Dumnezeu să-mi impute în vremea judecății faptul că am fost un lingușitor și în loc să vă spun adevărul, am încercat să mă port frumos din punct de vedere politic. Vreau să vă spun că noi toți suntem datori lui Dumnezeu să ne pocăim și să ne botezăm în apă. În felul acesta vom deveni mântuiți, iar oamenii mântuiți merg în cer. Pe noi nu ne mântuiește religia și nici faptele noastre bune, deși faptele noastre bune sunt reacția credinței noastre, dar pe noi ne mântuiește jertfa Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să dea motivație conștiinței noastre. Amin.